Citesc din Iov, capitolul 1. Era un om. Astăzi când zici despre cineva, nu-i om. Ce zici? Un om. Nu înger, nu supersfânt, un om. Un om obișnuit, dar era un om. Un om integru. Ce înseamnă să fii un om integru? Ceea ce gândești, aceea să vorbești. Și ceea ce vorbești, aceea să faci. Lumea de astăzi nu se interesează așa de mult cum era pe vremea comunismului, cine are dreptate, cei ce cred în Dumnezeu sau cei ce nu cred în Dumnezeu. Până la urmă omul zice și ce contează, care e adevărul. Și ce mă interesează pe mine? Ceea ce spui tu, chiar crezi? Tu chiar crezi ceea ce spui? Și ceea ce crezi, chiar trăiești? Contezi pe asta? Chiar trăiești ceea ce crezi? Și abia apoi se întreabă, oare pot și eu să experimentez? Trăim într-o lume care nu mai este atât de mult preocupată de adevăr, ci de ceea ce e bine pentru mine. Așa că mărturia noastră este aceea autenticității. Dacă suntem ucenici autentici ai Domnului Iisus în lume. Nu dacă vom câștiga dezbateri. Sigur, dezbaterele apologetice sunt bune. Dar doar să câștigi dezbateri nu înseamnă să câștigi și oameni. Oamenii au nevoie de mărturii reale. Iov a fost o astfel de mărturie. Era un om și a fost o zi. Bun, s-ar putea spune mult despre Iov. Ce om echilibrat, nu? Se ocupa de familie. Ce om înțelegător, auziți? Cel mai neprihănit om de pe pământ, știa copiii lui de ziua lor de naștere și avea 10. Asta înseamnă că cel puțin o dată pe lună sau 10 luni din 12, acolo era o petrecere, era un chef la ei toată noaptea. Dimineața se ducea Iov, se ducea, nu zicea, și zice, nu vă dau voie să petreceți. Dar dimineața se ducea și aducea jertfă. Pentru toți 10, ce însemna să aducă jertfă? Să ia câte un miel sau câte un vițel, să-l taie. Ei, gândiți-vă, după fiecare sărbătoare să tai 10 viței, ca să aduci jertfe. Lua ceva timp, nu-i așa? Atâția părinți n-au timp să se roage pentru copiii lor. 10 minute. Eu vă și făcea timp pentru copiii lui. Era și foarte harnic. Chiar diavolul recunoaște că Iov era harnic. Zice diavolul, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui? Ce a binecuvântat Dumnezeu? Lucrul mâinilor lui. Să trândăvești, să aștepți să te binecuvânteze Dumnezeu, nu... Nu, Iov era un om un om harnic. Deci a fost un om și a fost o zi, un om întreprinzător, un om și spiritual, înțelegător, dar și responsabil. Dar spune textul că a fost o zi. Și a fost o zi undeva în cer. Când Dumnezeu zice către Satana, de unde vii, Satana? De la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.
Îmi plăcea afirmația lui Ioan Alexandru, poetul transilvanean, căutați poeziile și citiți-le pentru că sunt deosebit de profunde și toate vin din cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Alexandru spune așa: Satana era un vagabond pe pământ. De unde vii Satana? De la plimbarea care am făcut-o pe pământ. De la cutreierarea pământului și de la plimbarea care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om neprihănit și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Deci nu Satana ia inițiativa, ci Dumnezeu. Ai vrea să se laude Dumnezeu cu tine? Și ce poate însemna asta? Poate însemna și încercare. A fost o zi în cer și a fost o zi pe pământ. Într-o singură zi, toată averea lui Iov. Când veți citi cartea Iov, veți vedea cât de bogat era Iov. Mă opresc la un singur amănunt. Avea 500 de măgărițe, pe lângă toate celelalte. Și te întreb, de ce avea măgărițe? Păi să vă spun, s-a întâmplat tocmai asta toamnă, s-a aflat o știre la un post de televiziune și la care, vorbind despre un cetățean de prin Bihor, care face... care vinde lapte de măgăriță pentru probleme de sănătate, pentru plămâni, da? Și un kilogram de brânză din lapte de măgăriță e 1000 de euro. Astăzi e 1000 de euro. Vă dați seama, acesta era numai luxul, să zic așa, din averea lui Iov. Dar avea caravane, adică... companii de transporturi, da? Și erau probabil internaționale, că din Răsărit spre Apus, din nord spre sud, caravanele lui de cămile, boi și toate celelalte. Ei, într-o singură zi a rămas fără nimic. În aceeași zi i-au murit toți copiii, 10 copii. O singură dată în viață am participat la o mormântare unde s-au coborât în groapă două sicrie. Era o groapă dublă și două sicrie. Era undeva în zona Prahovei. Am fost chemat la mormântarea aceea. Ce se întâmplase? Doi tineri. El 21-22 de ani, ea 19 sau 20 de ani. Stăteau într-o garsonieră, aveau un bebeluș de 3 luni și noaptea a plâns bebelușul. El s-a sculat să aprindă lumina și a explodat camera. Se umpluse de gaz. Ei au ars amândoi și suflul exploziei a aruncat bebelușul sub pat. Părinții lor, părinții ei, părinții lui, care aveau în jur de 40 de ani, 40 ceva de ani, stăteau cu bebelușul în brață și când s-au coborât cele două sicrie în groapa aceea, a fost atât de sfâșietor. De atunci au trecut peste 40 de ani, cred că vreo 45 de ani, și nu uit imaginea aceea. Gândiți-vă, Iov a coborât într-o singură zi, în groapă, 10 sicrie. Într-o singură zi a pierdut totul, a coborât în groapă 10 sicrie,
Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Noi vorbim de închinare doar cu cântări de laudă. În ce context s-a închinat Iov? Iov s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Dacă nu știți altceva din cartea Iov, dar vorba asta lui Iov, sunt sigur că o știți. Domnul a dat și Domnul a luat. El nu i-a dat niciun credit diavolului. De fapt, el nici nu știa despre faptul că diavolul era o unealtă pe care îngăduise Dumnezeu să-l atingă. Și apoi l-a atins și cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creșterea capului, până și soția lui a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blasfemă-l pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Iov a rămas prin atitudinea lui în suferință o pildă pentru noi. În Noul Testament ni se spune în cartea lui Iacov, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Am văzut cum este Domnul din atitudinea lui Iov. Cartea lui Iov, zicem că îl descopere pe Iov, îl descopere pe Dumnezeu. Ne arată cum e Dumnezeu. Dar tocmai aici sunt frământările și întrebările care vin apoi în carte ca un tăvăluc. Și anume, de ce îngăduie Dumnezeu suferința? Dacă Dumnezeu e tot puternic, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce îngăduie suferința? Dar mai precis, de ce îngăduie Dumnezeu ca un om neprihănit, un om integru să sufere? Că sufere cel rău, ok, dar de ce sufere cel integru? Și mai profund, întreabă Iov, unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Mă uit la cei răi și lor le merge bine. Face Dumnezeu dreptate? Și în cartea lui Iov se pare că Iov este pus la colț, când de fapt tot dialogul este cu privire la Dumnezeu până la urmă. Când se va încheia cartea, Dumnezeu îi va spune lui Elifaz: mânia mea s-a aprins împotriva ta și a prietenilor tăi, a celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit despre mine atât de drept cum a vorbit Iov. Acum, dacă veți avea curiozitatea să citiți cartea, și rostul meu astăzi este numai să vă provoc să o citiți, veți vedea că ei au vorbit mai frumos despre Dumnezeu decât Iov. Dar Dumnezeu nu-i mustră zicând: n-ați vorbit frumos despre mine. Zice: n-ați vorbit așa drept despre mine, așa de corect cum a vorbit Iov. Și acum închipuiți-vă, 7 zile au stat și au tăcut și n-au zis nimic pentru că au văzut cât de mare era suferința lui Iov. Știți, ca păstor am fost în multe situații în care am văzut suferință și când am auzit pe cineva: a, știu prin ce treci. Mă gândeam, ce rost are să spui asta, că nu știi. I-a murit copil de câteva luni, știi prin ce trece? Ție nu ți-a murit. Nu te grăbi să spui: a, știu prin ce treci. Nu te grăbi. Acești prieteni ai lui au stat 7 zile și n-au putut să zică nimic. Am fost pus în situații în care n-am avut niciun cuvânt. Nu puteam să spun nimic. După 7 zile a început Iov să se plângă. Și se pune întrebarea:
Poate un credincios, un om neprihănit, să cadă și în depresie? Când citești capitolul 3, îți dai seama că Iov este în depresie. Ei, dacă creștinul este un fluturaș care zboară din floare în floare, ce frumos e, ce frumos e cu Domnul, Iisus este răspunsul la toate, un panaceu universal, toate sunt bune, toate sunt rezolvate cu El. Oh, atunci ăsta nu-i creștin dacă sufere. N-are credință dacă sufere. Sau a păcătuit. Asta era problema pe care o ridică prietenii lui Iov. Elifaz, cel mai înțelept dintre ei, probabil și cel mai bătrân. O să te superi, Iov, dacă o să îndrăznim să-ți vorbim. Și începe așa duios. Știi, din câte am văzut eu, experiența mea îmi spune, nu-l acuză direct. Dar zice, de fapt, să poate să nu fi păcătuit. Adică el doar presupune că Iov a păcătuit. Vine Bildad din Șuah și ăsta zice, dacă fiii tăi au păcătuit, Dumnezeu i-a dat pe mâna păcatului, Dumnezeu i-a pedepsit. Țofar din Nama, se mai dogmatic. Și vine și zice, nici nu-ți face Dumnezeu pe cum ai merita. Nici nu-ți face. Că uite, și Elifaz te-a îndemnat să te pocăiești, și Bildad te-a îndemnat să te pocăiești, și eu spun să te pocăiești, tu nu vrei, nici nu-ți face Dumnezeu pe cum meriți. Iov răspunde la fiecare. Deci, un ciclu de discuții. Fiecare o cuvântare, Iov răspunde la fiecare. Vine al doilea tur de discuții. Începe Elifaz, îi răspunde Iov, spune Bildad, răspunde Iov, continuă Țofar, răspunde Iov. Vine al treilea ciclu. De data asta Elifaz deja plecase urechea la niște bârfe și începe să-l acuze punctual. Păi făceai asta, făceai asta, făceai asta, făceai asta. Dacă o să citiți cartea, eu să vedeți cum Elifaz, care la început e așa de blând, până la urmă se ia după gurile altora și îl acuză pe Iov pe nedrept. În sfârșit, să nu insist prea mult, nu știu cât timp mai am, câteva minute, cinci? La cât încheiați? Ok. Vorbește Elihu, fac aici o paranteză, n-am să vorbesc despre Elihu, a făcut și greșeli, nu așa grave ca prietenul lui Iov, el n-a presupus că Dumnezeu îl pedepsește pe Iov pentru că a păcătuit, el doar îi atrage atenția, ai grijă acum în suferință să nu greșești acum. Ai grijă să nu păcătuiești acum, să nu ai o atitudine greșită acum. Cam asta e în esență ce zice Elihu. Și ai răbdare, Iov, nu-l pricepem pe Dumnezeu, e mai sus decât noi. Acum, firește, nu putem vedea soarele care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și se va curăța. Iov, ai răbdare. Sigur. Unii exegeți ai Bibliei găsesc și la Elihu greșeli și spun așa, păi să ții patru predici unui om în suferință și prietenilor lui, deci un grup mic, du-te într-un grup mic și ține o predică de o oră în grupul mic și o să vezi că se împrăștie. Am avut la Buna Vestire un grup mic și un frate care terminase seminarul și care e păstor acum foarte bun în altă biserică. Dar vine la mine și îmi spune, frate, dar nu știu ce s-a împrăștiat grupul mic. Și zic, mai încearcă și chemăm alții și că tu știi teologie, cunoști cuvântul. Și după câteva săptămâni s-a împrăștiat și al doilea grup mic.
Și la urmă zice, știi ce, frate, dar eu nu-s chemat în biserica asta. Și a plecat și păstorește o altă biserică și face treabă foarte bună. Dar cu ce greșea în grupul mic? Erau 6-8 persoane și el le ținea predici, cum vă țin eu acum vouă, știți? Deci în loc să fie o stare de vorbă împreună, erau predici. Ei, Elihu ține 4 predici una după alta, nici nu le dă voie să vorbească. Cineva a avut curiozitatea să compare cu epistolele din Noul Testament. Știți că de la epistola către Galateni până la ultima epistolă a lui Iuda, înainte de Apocalipsa, sunt 17 epistole, exceptând epistola către evrei, și fiecare din aceste epistole sunt mult mai scurte decât cuvântarea lui Elihu. Cât spune Pavel într-o epistolă, în Galateni, în Coloseni, da? Cât spune? În Efeseni, ce taină descopere despre biserică. Elihu ține 4 predici fără întrerupere, fără pauză, așa mai lungi decât oricare din aceste epistole. De fapt, însă și cartea, cu excepția introducerii și a sfârșitului și a intervenției lui Dumnezeu, are 10 de capitole. Câte capitole i-a trebuit lui Moise să descrie acel inventar al creației? Un capitol. Câtă dezbatere! Câtă dezbatere! Știți, nu totdeauna dezbaterile lungi sunt și cu mare folos. Dar când veți citi cartea asta, veți vedea ce preocupări aveau oamenii acum 4.000 de ani. Ce frământări aveau. La un moment dat zice Iov, ce să spui despre cei care îi ziceau lui Dumnezeu să ne lași în pace, nu avem nevoie de tine. Ce câștigăm dacă ne rugăm lui Dumnezeu? Ce câștigăm dacă ne rugăm lui Dumnezeu? Acum 4.000 de ani, auziți? Parcă oamenii vorbesc la fel și astăzi. A intervenit Dumnezeu și i-a vorbit lui Iov. În loc să-i spună de ce sufere, pentru că toată plângerea lui Iov era asta, dacă voi ați tăcea odată, ce înțelepciune ați arăta, și să-mi vorbească Dumnezeu. M-am săturat să tot vorbiți voi. Vreau să-mi vorbească Dumnezeu. Și până la urmă vorbește Dumnezeu. Dar ascultați, Dumnezeu nu-i răspunde la frământarea lui. De ce suferă? De ce nu face dreptate? Pentru că asta era până la urmă frământarea lui Iov. Domnul a vorbit lui Iov și a zis, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de 2 ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Vrei să mă acuzi că nu fac dreptate în lume? Vi se pare că asta a rămas o poveste așa veche, o preocupare veche în lume? Că astăzi oamenii nu se întreabă mereu dacă este Dumnezeu drept. De ce e nedreptate în lume? Nu? Da, mulțumesc.
Eu am venit după o perioadă de gripă și încă nu... pentru că trebuia să vorbesc despre suferință. Mulțumesc! Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Observați cum îi vorbește Dumnezeu. Iov, tu consideri că ai face mai bine dreptate ca mine. Ai tu un braț ca lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă, adică Iov, fii măcar pentru o clipă tu în locul meu. Îmbracă-te cu slava de Creator și fă dreptate pe pământ. Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric și atunci voi aduce eu laudă puterii dreptei tale. Ce provocare! Eu, hai, fii pentru o clipă loc, fă dreptate pe planeta asta, fă dreptate pe pământ, fă dreptate. Vă mărturisesc că mulți, mulți ani n-am priceput ce legătură este între versetul 15, între versetul 14 și versetul 15 din capitolul 40. Da, deschideți la capitolul 40 și urmăriți-mă că citesc din capitolul 40, nu citesc din imaginație, din capitolul 40 citesc, de la versetul 7 am citit, versetul 10 împodobește cu măreție, versetul 11, varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași, 12, smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Versetul 15, uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție, el mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse. Și începe să-l descrie. Ce legătură între suferința lui Iov, între plângerea lui Iov că Dumnezeu nu face dreptate pe pământ și hipopotam. De fapt, nu-i hipopotam. În preistorie era behemont. Am căutat pe Google behemont și am aflat formație demonică care cântă cântece demonice. Behemontul, imaginea unei viețuitoare de pe planetă care îngrozea lumea. Și Leviatanul, imaginea unei viețuitoare din mare care e mai grozavă decât crocodilul. Dar hai să ne oprim numai la hipopotam și la crocodil, ceea ce putem noi să ne imaginăm. Zice Dumnezeu, uite-te la aceste două viețuitoare. Cât am investit în hipopotam. Și nu folosește la nimic. Se scaldă în noroi, în baltă și nu folosește la nimic. Spune-mi ce să fac cu ceea ce-i nefolositor pe pământ. Sau, uite-te la crocodil. Poți să-i schimbi năravul? Treci pe lângă el și nu-i faci niciun rău. Și sare la tine, are o cruzime extraordinară. Ce să fac? Și ce a priceput Iov? Câtă vreme mai există pe planeta asta un hipopotam și un crocodil, Dumnezeu încă n-a început să facă rânduială și mai are răbdare și cu mine. Că dacă începe cu ei, unde ar trebui să oprească Dumnezeu? Cartea Iov descopere îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. De aceea, zice Iov, mă pocăiesc în țărână și cenușe. De ce păcat se pocăia Iov? Că Dumnezeu a zis, Iov se ferește de rău. Și ce înseamnă pocăința? Să te întorci dintr-o direcție greșită. Iov
în disputa cu prietenii lui, o luase într-o direcție greșită. Ca să se apere, ei ca să-l acuze, cât duh de judecată este chiar în bisericile evanghelice. Cât duh de judecată. Și știți de ce? De ce îl judeci pe altul? Ca să te tragi de șireturi în sus, să spui că tu ești mai neprihănit ca el. Dar în final ascultați ce se întâmplă. Zice Țofar, dacă ți-ar face Dumnezeu după cum meriți. Știți cum se încheie cartea? Ce bine că nu i-a făcut Dumnezeu lui Țofar după cum merita. Nu-i așa? Ce bine că nu i-a făcut după cum merita. Și de ce? Pentru că Iov și-a schimbat direcția și în loc să se mai judece cu prietenii lui, Dumnezeu îi zice, du-te și adu o jertfă pentru ei. Adu o jertfă pentru ei. Roagă-te pentru ei. Ei să aducă jertfă și tu să te rogi pentru ei. Să mijlocești pentru ei. Să mijlocești pentru ei. E firesc să avem spirit de dreptate în noi. Să ne înfurie nedreptatea. E firesc. Dar suferința ne învață să extindem har. Suferința ne dă această înțelepciune. Să extindem harul lui Dumnezeu în lume. Și bisericile ar trebui să fie comunități ale harului. Începeți într-o biserică lupta pentru cine e mai bun. Să dați afară pe cel care nu-i bun. Am fost chemat să ajut o biserică care la un moment dat avea aproape 400 de membri. Și după tensiuni între ei au ajuns mai puțin de 100. Și atunci m-au chemat să-i ajut și am întrebat, de unde ați început? Ci de la post și rugăciune. Am început cu post și rugăciune. Să dea Domnul, să curețe Domnul biserica de tot ce-i rău. Și coriște a văzut că rău e comitetul. Și comitetul a văzut că răi sunt coriștii. Bine, era o poveste, o întâmplare mai veche, nu de acum, că acum sunt grupuri de închinare. Pe vremea când erau coruri. Și atât s-au măcinat între ei. Pavel zice, aveți grijă să nu vă nimiciți unii pe alții. Să nu vă nimiciți unii pe alții. Ce învăț în suferință? În suferință învăț că viața e mai mult decât ceea ce se vede aici. În suferință... Ați citit Vraciu de Tadeusz Mostowicz, acest scriitor polonez? Ați văzut filmul? Ok. Eu am citit romanul. Vraciu și profesorul Vilțur. Romanul se încheie așa. Acel intelectual decăzut, care de fapt într-un moment de criză pentru profesor, pentru cel mai bun chirurg al Poloniei, un fel de pescamosca, da? un om care era extraordinar, profesor universitar, chirurg renumit, acel bețiv l-a atras când el a descoperit că i-a plecat nevasta, l-a chemat într-o bodegă și de acolo a început acea anumită tragedie a lui. A fost lovit în cap și a pierdut memoria ani de zile. Și romanul se încheie cu această cugetare acelui intelectual decăzut care îi spune profesorului, tu trăiești pentru alții,
Alții trăiesc pentru ei înșiși. Numai eu nu știu pentru cine, pentru cine și pentru ce trăiesc. Și caut răspunsul de ani și ani de zile, pe fundul fiecarei sticle de băutură. Dar n-ai grijă că într-o zi, cu ultima înghițitură, am să-l descoper. Ce descoperise acest profesor? În suferință. Că e mai bine să trăiești pentru alții. Că e mai bine să ierți. Că e mai bine să ajuți. Suferința te face mai bun, mai blând. Suferința îți dă înțelepciune de care vorbește Biblia. Auziți ce va zice Iacov în epistola lui. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârși lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea s-o ceară, în suferință ai nevoie de înțelepciune și suferința te ajută să devii mai înțelept. Unii au versetul ăsta, îl scot din context și zice, dacă îți lipsește o mașină, s-o ceri. Dar să nu te îndoiești. Nu-i nevoie să muncești, numai să o ceri cu credință. Citiți Biblia așa cum e scrisă, nu citiți ce vreți în ea. Dacă vreunea îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Înțelegeți? Și ascultați cum e înțelepciunea asta. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Înțelepciunea nu e nici inteligență, nici cunoștință. Înțelepciunea e aceea care te ajută să-ți vezi viața din perspectiva lui Dumnezeu și care lucrează în noi acea blândețe a înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați, să nu mințiți împotriva adevărului, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără pătinire, nefățarnică. Poate câteva concluzii simple. Biblia spune că există un dușman nevăzut al sufletului nostru și că viața este adesea nedreaptă și grea, dar știm că toate încercările în viața noastră sunt orchestrate, îngăduite de Dumnezeu cu un scop bun pentru slava Lui și pentru fericirea noastră eternă. Într-o anumită împrejurare, am trecut printr-o teribilă suferință psihică, pentru că fusesem acuzat pe nedrept. Și nu așa că a zis cineva către cineva ceva, ci au publicat într-un ziar niște lucruri groaznice și neadevărate. Dar înainte de a descoperi ce s-a întâmplat, am primit telefon de la băiatul meu care era în America. Și ce tate, ai citit ziarul din dimineața asta? N-am citit, n-am coborât, era 6:30. Deci eu l-am citit pe internet.
Numai că înainte să mă sune el, ascultați, înainte să mă sune băiatul din America, cum am trezit, am deschis Biblia și citeam Psalmul 27. Nu mă lăsa la bunul placar potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Ce are asta cu ziua de azi? Ce are asta? Cine ce să aibă cu mine? O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Și pe urmă mă sună băiatul. Am coborât, am luat ziarul și când am văzut mizeria aia, sigur, m-am tulburat pe moment. Dar știți cu ce gând am plecat în ziua aceea și apoi zilele următoare? Și n-am făcut vânzare ziarului și a murit din lipsă de dezbateri în ziar ca să-și facă rating. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Și ascultați-mă, și am știut? Că voi vedea că Dumnezeu îmi va face dreptate aici, pe pământ, nu doar în cer. M-auziți? Am avut această promisiune. Să știți, Dumnezeu e extraordinar de implicat în viața noastră. Nu ne dăm seama. Eu zice, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș ști unde să-L găsesc. Un tânăr m-a întrebat, de ce nu i-a răspuns Dumnezeu? De ce nu era? Știți unde era Dumnezeu? Era chiar în mijlocul furtunii. Iov, ci că era în furtună, dar Dumnezeu vorbește chiar din mijlocul furtunii. Mă înțelegeți? Chiar din mijlocul furtunii. Deci, da, poate să fie o zi în care, și dacă n-ai avut până acum, nu te îngrijora, că o să vină. Dar nu uita că încercările, chiar și binecuvântările, toate sunt orchestrate de Dumnezeu. Dar reține aceste două lucruri foarte, acest lucru foarte important. Ce suntem este mai important decât ce avem. Și cine este Dumnezeu pentru noi e mai de preț decât ceea ce ne dă. Ce suntem e mai important decât ce avem și s-a dovedit cu prisosință în viața lui Iov și atâtor copii ai Domnului și cine este Dumnezeu pentru noi e mai important decât ce ne dă. Trăim într-o vreme când se propovăduiește o evanghelie că dacă ești copilul Domnului trebuie să-ți dea numai să-ți dea, să-ți dea, să fie bine, să... Da? Cine este Dumnezeu pentru tine e mai important decât ceea ce îți dă. Îmi place de Apostolul Pavel, el e așa de smerit în epistolele lui. Zice în 2 Corinteni, capitolul 1, ne spunea gândul că trebuie să murim. Atât ți-ai auzit, mi-a spus Domnul, mi-a spus Domnul. Pavel zice... El care a avut descoperiri dumnezeiești, da? Zice, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina asta. Și el zice, ne spunea gândul că trebuie să murim. Ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Și dacă Pavel a putut să spună asta, atunci învață și tu și să învăț și eu, să învățăm, ca în orice împrejurare să ne punem încredere în Dumnezeu, că El va face să treacă un vânt care va da norii la o parte și când cerul e întunecat, soarele este în spatele norilor și când vezi numai încercarea, bunătatea lui Dumnezeu strălucește în spatele norilor, va trece un vânt. În Biblie vântul este mișcarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va lucra și
Am să închei cu această întrebare. Credeți că în final eu v-a zis și totuși îmi pare rău că am trecut prin suferința asta? Ha? A primit avere de două ori, dublu, ani, a primit dublu. Se zice că ar fi fost încercat pe la 60-70 de ani și i-a mai dat Dumnezeu încă 140 de ani, totul dublu, totul dublu. Mai puțin copiii, pentru că pe ăștia nu-i pierduse. Primii erau în cer și a mai primit încă 10. Totul dublu. Dar știți că până la urmă și Iov a murit? E adevărat, sătul de zile, dar a murit. Care a fost marele câștig al lui Iov? Care a fost marele câștig al lui Iov? Acum ochiul meu te-a văzut. Auzisem vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu te-a văzut. Acesta a fost marele lui câștig. Și cel mai mult câștigăm atunci când înțelegem că răspunsul e însuși Dumnezeu. N-a venit să-i dea un răspuns filozofic. Iov l-a descoperit pe Dumnezeu așa cum nu-l cunoscuse înainte de suferință. Și în suferință, să știți, dacă înțelegem că este o încercare a credinței și că avem nevoie de înțelepciune și de răbdare, îl vom descoperi pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe toți. Amin.